În timp ce toate produsele de tip fast food au fost interzise în școli, cafeaua se vindea la liber în automate instalate, cu voia directorilor, în instituțiile de învățământ din județul Sălaj. Totul până în urmă cu puțin timp. Autoritățile vor scoaterea cafelei din aparatele de distribuit băuturi. Primii care au dat semne că înțeleg pericolul au fost cei de la Direcția de Sănătate Publică Sălaj. La Zalău, elevii de clasa 5-a își puteau servi liniștiți cafeaua între ore, fără ca cineva să-i deranjeze. S-au interzis, practic, aparatele automate de cafea, cappuccino, ciocolată caldă, din unitățile de învățământ. Asta în temeiul legii 123/2008, care prevede o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ. S-a făcut acest demers pentru că au existat semnale că în ultima perioadă consumul de cafea în școli a crescut alarmant. Motivul? Automatele de cafea. Unii elevi susțin că se consumă cafea oricum în afara unităților de învățământ sau în pauze, în locații diferite. Pe de altă parte, părinții spun că este un lucru bun, deoarece tinerii nu trebuie obișnuiți cu cafea de la vârste atât de fragede și că măsura este binevenită. Fără cafea pe catedră, fără automate de cafea în școli. Asta au pus în practică cei de la Direcția de Sănătate Publică Sălaj.